Și, în general, vrem ca întâlnirea să fie scurtă, pentru că orice se lungă plictisește, decât să vă spun că și la Râmnicu Vâlcea, după ce cu aproximativ 3 luni în urmă a luat naștere la București Agența Națională pentru Restaurarea României, iată, după primul congres care a avut loc luna trecută la Sinaia, la care am participat, astăzi punem bazele și la Râmnicu Vâlcea, datorită dumneavoastră, 6 membri fondatori suntem deja, iată, 3 sunt aici, domnul doctor Alin Pavelescu din Drăgășani, doamna profesoară Popian, Roxana Moldoveanu, Corina Vedreagă și domnul Ion Mihescu, care sunt în sală. Avem onoarea de la București să fie prezent un reprezentant mai vechi în activitatea civică, fostul președinte al Alianței Civice din București în vremurile bune ale Convenției, domnul Marțian Constantin, care astăzi este și președinte al Alianței Civice, pentru că există această alianță, și membru în Consiliul Director, fondator la București. Și de asemenea, un reprezentant al generației tinere, de altfel la București mai mulți de vârsta dânsului, sunt domnul Radu Bușel. Înainte de a le da cuvântul, a trebuit să ne așezăm aici ca să facem această formalitate. O să venim lângă dumneavoastră pentru că vrem să pornim de la un discurs care a răscolit societatea românească acum 2 ani, când regele Mihai a împlinit 90, acel discurs din Parlament care a intrat așa, zic eu, în istorie, și el are o istorie, regele Mihai, de 10 de ani, sunt numele de discursul regelui. După mine și după foarte mulți români, a fost o lecție de istorie ceea ce a rostit atunci în fața parlamentarilor români regele Mihai. După care revenim, noi mai puțin o să discutăm, domnii invitați, musafiri, o să se adreseze dumneavoastră pentru a vorbi de ce este nevoie de o astfel de alianță. Reperele, marile repere ale neamului românesc nu prea mai există și noi considerăm că unul din ele poate să existe în continuare cu un grad mult mai puternic, acesta al reperul regalității. Haideți să spun să